Un videoclip în care doi tineri merg cu autoturismul pe autostradă fără ca vreunul dintre ei să fie la volan a devenit viral pe rețelele de socializare. Un șofer român a ajuns cu mașina în șanț după ce a blocat volanul cu o sticlă de plastic, iar apoi s-a mutat pe bancheta din spate, în timp ce vehiculul rula cu o viteză mare pe autostradă. Un șofer s-a lăudat pe Facebook cu o mașină care se conduce singură, în timp ce el stătea pe bancheta din spate. Pe scaunul din dreapta șoferului era un alt bărbat care a luat parte încântat la această nebunie. Pentru a-și impresiona prietenii, cei doi tineri au pus doar o sticlă cu apă în volan pentru ca mașina să mențină direcția. La un moment dat, vehiculul începe să vireze spre dreapta și se oprește în șanțul de pe marginea drumului. În ultima clipă, pasagerul din dreapta pune mâna pe volan, dar nu poate redresa mașina și se răstoarnă. Acum cei doi inconștienți sunt căutați de poliție.